Cred că vlogul ăsta e foarte important în momentul ăsta de acum și prezența efectiv online a mea nu e mai importantă decât prezența fizică într-o parcare dezafectată din Cluj Angeles. Să iau oameni la antol, să iau oameni la electric, știi? Să cazez, să fac și eu un ban, știi? Să fac și eu un ban, știi? Orice lucru să-l faci din plăcere, fără bani nu o să-l faci. Văd că lipsește patul din Cluj. Salutare, oameni buni! Și bine v-am găsit! Eu sunt Dan și astăzi e 22 martie 2023 și aproape a trecut un an de când am început școala moto, mă. Pe vremea asta, de fapt de la 17 martie, dar 17-22, tot acolo, diferență de 5 zile, mai mult sau mai puțin semnificativă. Și mă gândeam, mă, cât de repede trece timpul, așa, un efectiv un an din viața, da. Cum, că dacă stai să retăt numeri sau dacă îi să numere ceva, deci 1, 2, 3, 5, 7, 10, 3, 7, nu pare mult. Bă, dacă îmi zici ani, să-mi bat piciorul, bă, băiatul, zici că ai schimbat dimensiunea, știi? E altceva. În fine, permisul a fost luat la categoria A între timp cu bine și la ce și la ce, urmează autobuzul și între timp vă arăt bicicleta mea frumoasă și Florean ăsta. De Vâlcea, care tot aici e, bă, cu mașina de o grămadă de zile și nu vine poliția locală, se ridice mașina. Anyway, și cum spuneam, uite, acum, spre exemplu, vezi, am trecutat după Mazda lui Florean. Aici să mă tem că mă calcă oamenii, să pot trece cumva. Uite cotetul la Florean. Anyway, astăzi, până la urmă, o să trească iară să lucrăm, dar am fost iară harnic, gânditor și isteț și am luat laptopul cu mine, chiar e zi din aia de pierdut vremea la examen și am luat aici în ghiozdan laptopul meu frumos și o să mă pun să mai dau niște clicuri acolo la video editing-ul meu și din păcate vine iară pe aici, dar astăzi cu tristețe a doua zi, la a doua zi după ce văd că lipsește patul din Cluj. I-am pus și pinpoint pe Google Maps cu patul din Cluj. Acum, din păcate, nu-l mai putem identifica aici. O să vedeți mai poze cu mine din vremea în care era patul aici, așa, în drum și eu voiam să... No, să iau oameni la antol, să iau oameni la electric, știi? Să cazez, să fac și eu un ban, știi? Să fac și eu un ban, știi? Dar mi s-a spulberat business idea asta. Și, no, asta e. Continuăm acum vlogul fără pat. Hai că ne auzim mai târziu. Huu! Dacă e 3 fără 10, fraților, prima parte a zilei cu lucru e gata și paradoxul e că mi-am făcut azi dimineață cafeiul și l-am uitat tot pe masă. Da. Și acum am luat cafeiul în a doua parte a zilei, a lucrului, după ce am avut examen și merem încă că așa se întâmplă. Trebuie să te duci în 7 locuri când ești la un job, nu e de ajuns să ai unul și bun. În fine, merem încă o dată să mai facem cum ar veni încă o tură de lucru și abia după aia, numai la 6, deci după 10 ore, ne gătăm treaba cu tătulii și ne scăpăm de treabă și dăm click-ul. Din păcate n-am apucat să mai editez absolut nimic la vlog, ăsta e marele meu regret că în ziua de examen am mai zis-o în celelalte episoade. Nu știi sigur ce se întâmplă, cum se întâmplă. Te ia în examen, atunci ești ultimul, poți să te învârți, nu poți să te învârți. Și să fac așa numai două click-uri rapid pe grabă și să trească după aceea să mă iau, să mă duc, să opresc tete, să fiu așa pe fugă, nu-mi place și din păcate mă trage în jos chestia asta pentru că e un tip efectiv, timp mort pe care nu-l pot fructifica și nu îmi prea place chestia asta. Dar, nu, facem cât se poate și ce se poate și care nu, na, dăm după aia cu hardcore-ul acasă. La video editing vlog, că no, asta e ce se întâmplă, pentru că involuntar în background consider că vlogul ăsta e mai important, de că vlogul ăsta e foarte important în momentul ăsta de acum și prezența efectiv online a mea nu e mai importantă decât prezența fizică într-o parcare dezafectată din Cluj Angeles. Și e timpul, sper, no, că o să am dreptate, știi că eu cumva atât timpul în background tind să cred că am dreptate, ca fiecare dintre noi. Că chestia e mai bună, că e mai bun decât ce faci. Da, până amu, e ok, ne chinuim cu două chestii,
două, trei chestii de fapt în paralel. Și na. Hai că ne auzim mai târziu o țâră când ieșim de la lucru de tot. Acum iară schimbăm locația și nu-mi prea place, dar nu, v-am zis eu. Îi dăm înainte, cât se mai poate, cât se mai poate, că și cu târgul de cariere de săptămâna trecută am zis la un moment dat că vreau să-mi schimb jobul și într-adevăr vreau să fac chestia asta și mi-am dat un deadline până în august, dacă nu merge mai bine sau cel puțin la fel de bine, Doamne ajută, și ne mutăm la corporația aia, că acolo-s, cum o zis ăla, acolo-s banii, știi? Pentru că involuntar, dacă la finalul zilei sau săptămânii, lunii, etc., orice pasiune ai avea, nu faci chestia aia din plăcere, adică nu că nu o faci din plăcere, o faci din plăcere, dar dacă nu o faci pe bani, na, nu e ok, pentru că orice lucru să-l faci din plăcere, fără bani nu o să-l faci. Deci și un avocat, oricât de mult le-ar place lui să, no, să susțină cauzele lui Florian și a lui Costel, nu o să o facă pe gratis niciodată. Așa e și cu chestia mea și oricare dintre ele, așa că ne orientăm înspre direcția bună, înspre locul la bun. În fine, hai că ne auzim mai târziu. No, fraților, iată ne la 6.25 după masa. Am gătat cu treaba asta, treburile astea, de fapt, că dintr-una am mai zis că o să fac 7 în domeniul ăsta, unfortunately. Dar ne-am gătat, am treaba, am păpat, is full of energy now, dacă pot zic așa, și suntem bine. Ziua de lucru a fost făcută și cam ăștia suntem de moment aici din centrul Cluj Angelesului. Cât are fain și cald. Și nu vine să cred că e aproape sfârșitul lui martie. E bine.